Profesorii ar prefera să scape de corvoada de a fi supraveghetori sau corectori la examene, pentru că stresul este mare, iar recompensa financiară nesemnificativă. Pentru buna desfășurare a examenelor, nu au încotro. Așadar, în zilele de examen, profesorii sunt în sala de curs la ora 7 dimineața și pleacă după ora 13, iar pentru asta primesc în mână puțin peste 30 de lei. Nu am fost înștiințați că s-ar fi produs, nu știu ce lucruri grave, abateri la prima zi de examen. Colegii sunt angrenați în aceste examene, așa cum a fost în examenul de bacalaureat, așa cum a fost și în examenul de evaluare națională, urmează și examenul de titularizare. Poate că singura nemulțumire care este adresată nouă, în special de către colegi, este vorba de salarizarea foarte proastă a supraveghetorilor în special. În anul 2008, profesorii obțineau venituri mai mari în calitate de examinatori și corectori decât anul acesta. Tariful, să spunem, da, pentru serviciile prestate în perioada asta de către colegii noștri în centrele de examen, în centrele de corectură, a fost modificat prin ordinul 3913 din 7 iunie, astfel încât profesorul asistent la bacalaureat va fi remunerat cu 56,5 lei pe zi, sumă brută, corectorul primind 9,35 lei pe lucrare. Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infracțional, respectiv furnizare rezolvării subiectelor, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, riscă să fie cercetate penal.